Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu pot să înțeleg cum există oameni care pretind că Sila, o fată de 23 de ani, a fost trădată cu cruzime de partenerul ei de 40 de ani, aproape că ar putea fi tatăl ei cel care s-ar putea întoarce la un serial cu Halil. Asta ar fi să se trădeze, să cadă în mlaștina din care a fost forțată, trădată, folosită și apoi aruncată de parcă nu ar fi fost nimic. În cazul în care partenerul său de 2 ani le umilit împreună cu Nazmie, Nanuca, Onur, este revoltător că unii fani prețuiesc atât de mult Halil și o pun pe Sila pe fundal. Când este invers, Sila este o mare vedetă care strălucește cu propria ei lumină, nu are deloc nevoie de Halil și, așa cum spuneți, acele canale pentru a-l promova pe Halil cu imaginea lui Sila. Este jenant să vedeți cum conduc o știre despre seriachizil Cix Herbeti și actorii din acesta, totuși nu veți găsi mai mult decât pozele urâte ale lui Yaman. Fotografii vechi pentru Halil nu trebuie uitate, dar puțin cred acest joc, chiar și în difuzare au făcut-o pentru a strânge ajutor pentru cei aflați în nevoie. Un eveniment atât de special, Halil și Sila nici nu s-au văzut pentru că, în timp ce ne uitam cu toții la emisiunea, am putut vedea că Halil a participat la prima grupă și a plecat când i-a venit rândul în grupa a doua. Halil își varuiește în mod flagrant relația de dragoste cu Mahassine Merabet, dar totuși a fost un grozav laș la nu spune publicului că nu l-a iubit niciodată pe Sila. Se presupune că nu a vrut să spună niciodată adevărul pentru ca grupul Silhal să nu se enerveze. Dar cred că acum publicul s-a enervat și îl respinge pentru că a păstrat acea minciună de atâta vreme făcând joc de public. Este adevărat că mulți dintre noi știam deja că el nu a iubit-o niciodată pe Sila, că doar o folosea, dar la fel ca acum i-a fost atât de ușor să spună că este îndrăgostit de Mahassine Merabet, ar fi fost el sincer de la început. Dar nu a făcut-o pentru că a continuat să profite de imaginea si de numele Sila, dar cu siguranță acum crede că de Candil are deja pe Mahassine Merabet, nu va mai avea nevoie de Sila, o mare greșeală, pentru că publicul nu este supărat sau le respinge pentru că este cu Mahassine, mânia și respingerea față de el este pentru că a fost mincinos și carierist și a folosit Sila și a mințit publicul. Vorbesc despre Sila pentru a promova ceea ce i s-a îmbolnăvit pentru că nu are niciun proiect și toată faima aia a fost, alături de partenerul său, cât talent și a dat această proiecție. Atât de mult incat cu fara talent nu avea talent si ca nu s-a scufundat. Pur și simplu nu s-a scufundat complet pentru că are ajutor guvernamental, iar sponsorii au trecut. A meritat, s-a dus să primească trofeul pentru cuplu singur și nici nu și-a căutat partenerul să o ia cu ea. Cred că are coada legată de Oznur, pe care nu o leagă și nici nu o dezleagă, e gelos pe el. Au scos-o pe Sila pentru asta. Doamne, unde te duci pentru bârfa asta? Este atât de jenant. Bine că Halil și Sila nu vorbesc, presa oricum ar întoarce totul împotriva lor. Cred că sunt încă împreună. Cred că a fost ceva adevărat și sincer între ei, și pentru că ne-au transmis asta. Cred că Halil, cușcă greșită, trebuie să plece, acel burlog al oamenilor răi e manet și să cucerească. Tot ce spui este corect. Halil s-a vândut și l-a trădat pe Sil. Dumnezeu îi va da înapoi ceea ce a făcut. Nu aplica niciodată nicăieri pentru niciun rol. Fie ca ceea ce ai ales să se scufunde pentru totdeauna în mlaștină. Mulțumesc mult pentru adevăr. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Halil. Nu putea fi fericit cu soția lui Halil pentru că Halil are 3 calități negative. Este un afemeiat, egoist și mandru. Toată vina este a fanilor lui nebun. După părerea mea, acești doi actori joacă doar filme, nu se prefac sau mint. Am dori ca acești doi actori să se căsătorească. Dar cine ești tu, portal care îl schilodește pe Halil? Dacă este așa cum spui tu că vrei să arunci cu noroi pe Halil, dar Aur, oricât l-ai scufunda în noroi, Aur rămâne, de ce nu vorbește Sila de la sine când Halil i-a greșit?
Căsil a profitat de Halil și când a devenit celebru, a plecat. Pur și simplu îl iubește pentru că nu a lăsat să se întâmple ce s-a întâmplat, îi place faima, de aceea nu a mers cu nimeni să nu spună alte lucruri. Ce îi păsa oruna dintre noi să fim îngrijoare cu viața cuiva, mai și cineva pe care nu știm și nu îl vom întâlni niciodată. Nu trebuie de noi să judecăm deciziilor și comportamentul cuiva. Ne dăm prea multă libertate. Să uităm la viațele noastre și fiecare decide pentru sine ce să facă. Dacă totul este așa, a meritat turnul și nu-i poate lăsa să bată locul, dacă i-ar plăcea forța, ar merge cu forță, așa cum a făcut și ea. Halil pare a fi un mare afemeiat, iar ca forță nu va găsi un bărbat frumos, cinstit și cu suflet bun. Umii își depășesc limitele, dar eu m-am ghidat în viața, după o maximă, a patrece, pietrele rămân, altceva nu coment sau tabu. Noapte bună, doamna mea dragă! Este cel mai puțin pe care îl putem oferi. Respect și solidaritate în acest moment foarte delicat. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.